S-ar putea ca unii dintre dumneavoastră să considerați că ceea ce urmează să spun în continuare nu este relevant pentru noi. Adică nu prea se potrivește cu starea noastră, cu experiența noastră de viață. Pentru ca un lucru să fie relevant pentru noi, trebuie să se adreseze problemelor noastre. Trebuie să răspundă întrebărilor pe care noi le avem și cu care ne confruntăm. Trebuie să împlinească nevoile noastre. Ori, în această dimineață, noi citim despre evrei și despre problemele lor. Ar putea oare să fie relevant pentru noi când citim despre alții care se pierd cine știe unde în istoria timpului? Dragii mei, aceste relatări din Scriptură, nu sunt lăsate aici doar pentru istorie. Sunt lăsate aici pentru noi, zice Cartea Sfântă. Pentru ca noi să învățăm să nu facem ce-au făcut ei. Și întrebarea este ce-au făcut ei? Ați auzit cuvântul din această dimineață. Ce-au făcut ei și noi să nu facem? Deci, spus așa mai simplu, oamenii aceștia au gestionat greșit lipsurile vieții. Acum stau în fața dumneavoastră în această dimineață și vreau să vă întreb dacă ar fi să faceți o listă cu lipsuri din viață. Aveți sau nu aveți lipsuri în viață? Frații mei, cu siguranță apa nu vă lipsește. Vă lipsește? Lor apa le-a lipsit cu siguranță pâinea nu vă lipsește. Hainele nu vă lipsesc. Dacă nu le avem acelea care le-am dorit noi, dar le avem. Atunci cum ar putea fi relevant textul acesta, care vorbește despre lipsă de apă, mai înainte lipsă de hrană, pentru noi care le avem toate astea din belșug, dragii mei, ar putea fi relevant sau nu? Chiar dacă nu îi lipsește apa, chiar dacă nu îi lipsește pâinea, hainele, tot avem lipsuri. Cum gestionăm lipsurile vieții? S-ar putea unuia să-i lipsească înțelepciunea, zice Sfânta, Sfânta Scriptură, dacă îi lipsește cuiva. Acum nu arăt cu degetul spre nimeni, dar credeți că uneori ne lipsește înțelepciunea. Cum gestionăm lipsa asta? S-ar putea să ne lipsească iubirea, iubirea cea din tăi. S-ar putea să ne lipsească alteori credința. S-ar putea, dragii mei, să ne lipsească liniștea sufletească. Gestionând-o greșit, s-ar putea să cădem în depresie. Ei, ce-au făcut oamenii aceștia a fost faptul că au gestionat greșit lipsurile vieții. În foarte scurte... Cuvinte, poate în câteva minute vreau tocmai despre asta să vorbesc, dragii mei, despre oameni sau oamenii care gestionează greșit lipsurile vieții. Să ne ferească Dumnezeu de asta. Ei, dragii mei, au gestionat greșit, l-au ispitit pe Dumnezeu, s-au certat cu Moise, cu omul lui Dumnezeu. În alte situații putem să gestionăm altfel, tot greșit, lipsurile din viață. Oamenii care gestionează greșit lipsurile vieții deci, oamenii aceștia sunt oameni care, la un moment dat, nu înțeleg de ce sunt unde sunt. Pun această întrebare, și fratele Benia a subliniat întrebarea asta de vreo câteva ori, pun această întrebare, pentru ce ne-ai scos din Egipt? Adică, de ce nu mai suntem în Egipt și suntem aici? v a spus vreodată întrebarea, frați și stimați mei care mă ascultați, v a spus întrebarea vreodată, de ce suntem unde suntem, în situația de viață în care suntem? Cu necazurile pe care le avem, cu, cu lipsurile pe care le avem, cu experiențele nefericite de viață, de ce suntem unde suntem? La cum acum la întrebarea asta pot fi multe răspunsuri. noi o să putea să fim unde suntem din cauza păcatului. Sau din cauza nevegherii personale sau din cauza nepăsării spirituale. Știți că în Sfânta a lui Dumnezeu sunt oameni care au ajuns în situații nenorocite chiar din cauza păcatului. La un moment dat, dragii într-o perioadă de viață, lui David îi lipseau patru copii la apel. Și întrebarea este de ce, frații mei? Știți răspunsul? Din cauza păcatului. Dumnezeu a zis din cauza ceea ce a făcut, patru vei da. Și-a dat. Dar, dragii mei, s-ar putea ca să fim unde suntem, nu din cauza păcatului. Știți că sunt în Scriptură oameni care, slujitori lui Dumnezeu, oameni care au trăit neprihănirea și au pus întrebarea de ce sunt unde sunt, pentru că nu puteau să priceapă. Spunea Asaf în Psalmul 73, în fiecare zi îmi spăl mâinile în nevinovăție. De ce sunt unde sunt? De ce sunt lovit în fiecare zi? De ce sunt bagiocorit în fiecare dimineață? Când îmi spăl mâine nevinovăție, nu pricep Dumnezeule de ce sunt unde sunt. Eu v -a zis, orbului am fost ochi, șchiopului am fost picior, săracului am fost îmbrăcăminte, am dat îmbrăcăminte cu alte cuvinte. Domne, de ce sunt unde sunt? Ei, oamenii aceștia își puneau această întrebare și nu pricepeau de ce sunt unde sunt. Și vreau să vă întreb, dragii mei, dumneavoastră știți de ce erau la Refidim și nu în Egipt? De ce erau unde erau? Și de ce? Pentru că Dumnezeu a lucrat într-o vreme în viața lor. Din cauza asta. Și ce a lucrat Dumnezeu în viața lor? A lucrat izbăvirea. Zice Sfânta Scriptură și fratele Bine a amintit lucrul acesta, zice Dumnezeu, i-am văzut unde se chinuiesc. E, e, mare lucru să te vadă Dumnezeu în situația în care ești. Cum te chinuiești? Cum îți duci viața de chinuit? E mare lucru să te vadă Dumnezeu, frații mei. Și a zis Dumnezeu, nu doar că am văzut, le-am auzit strigătele. Să încep să strigi din patul tău sau din, din odaia ta, și să știi Dumnezeu mă aude când strig. E mare lucru, frații mei. Dar mai mult decât atât, zice Dumnezeu, mă cobor să izbăvesc. Dacă oamenii aceștia erau acolo, la Refidim și nu în Egipt, era pentru că Dumnezeu și-a întins mâna să izbăvească. Frații mei, știți că există situații de viață în care noi n-am fi ajuns dacă Dumnezeu nu ar fi izbăvit? Știți asta? Nu vă vine să credeți. Zice Domnul Iisus Hristos, vă trimit ca pe niște oi, dacă nu ne-ar fi izbăvit Dumnezeu prin Hristos, am fi ajuns ca oile în mijlocul lupilor, frații mei. Am fi ajuns? Niciodată! Am fi fost lup ca toți lupii, lupi între lupii lumii acestea. Dar pentru că ne-a izbăvit Dumnezeu, am ajuns în situația asta să fim ca oi în mijlocul lupilor. Sau tot Dumnezeu a spus așa, veți fi urâți de toți. Am fi ajuns să fim urâți dacă nu ne-ar fi izbăvit Dumnezeu. Omul va ajunge să aibă vrășmași pe cei din casa lui. Dacă n-ar fi adus izbăvirea unuia din casă, am fi ajuns să fim urâți de cei din casele noastre, uneori, frații mei, dacă n-am fi experimentat izbăvirea lui Dumnezeu. Dar uneori suntem unde suntem. Pentru că Dumnezeu a lucrat izbăvirea în viețile noastre. Să să fie numele Domnului. Oamenii acești erau acolo. Pentru că Dumnezeu e izbăvit. Dar erau acolo, frații mei, pentru că erau în călătorii, spunea și fratele Beni conduse de Dumnezeu. Călătoria ale vieții conduse de Dumnezeu. Asta înseamnă că ei nu erau la întâmplare la Refidim. Ei nu erau așa pierduți prin pustiu, cum a zis uh, faraonul când a zis, hai să ne ducem după ei, că s-au pierdut prin pustiu, înghite pustia. Erau acolo pentru că Dumnezeu i-a mânat într-acolo. Frații mei, dacă aceste călătorii ale noastre în viață sunt conduse de Dumnezeu, cam pe unde v-ați aștepta să vă ducă Dumnezeu în viață? Cu niciun chip prin pustiu, nu? Și tocmai acolo în duce Dumnezeu uneori. Spune Sfânta Scriptură în, în, Noul Testament, în Evanghelie, în Evanghelia după Matei Bunoar, la capitolul 4, că Domnul Isus Hristos a fost dus de Duhul unde? În pustiu. se poate călătoriile noastre zilnice, conduse de Dumnezeu, să treacă prin perioade de pustiu? Se poate lucrul acesta, frații mei? Dumnezeu a luat pe evrei și a dus pe ocolit, așa, pe, spre Marea Roșie. Nu pe drumul direct care se ducea în țara filistenilor. Deși era mai aproape, zice Biblia. Dar de ce ai vrut să-i blochezi la Marea Roșie? Aceste călătorii ale vieții, conduse de Dumnezeu au un scop în planul lui Dumnezeu. Uneori să ne protejeze de anumite experiențe care să ne determine, să ne întoarcem înapoi. Zicea Dumnezeu despre evrei, o să-i duc pe drumul ăsta ocolit spre Marea Roșie, ca nu cumva poporul văzând războiul să se, să se întoarcă înapoi în Egipt. Vreau să-i țin pe traseul ăsta. Sau, dragii mei, Dumnezeu ne duce pe acolo pe unde ne duce, pentru că vrea să-și arate slava care sunteți dispuși de aici, din locul ăsta, să vă puneți la dispoziția lui Dumnezeu să ziceți, Dumnezeule, arată-ți slava prin mine. Că știi ce înseamnă asta? Înseamnă ca Dumnezeu să te ducă prin locuri neobișnuite, pe trasee neobișnuite, ca acolo se arată slava lui Dumnezeu. În locuri neobișnuite, în pustiu, la Marea Roșie, prin lipsuri, acolo intervine Dumnezeu și întinde Dumnezeu mâna și își arată slava. Zice Sfânta Scriptură că Dumnezeu a spus lui Moise că va împietri inima lui Faraon, îi duce Dumnezeu spre Marea Roșie, îi închide la Marea Roșie. Voi împietri inima lui Faraon, Faraon va zice, îi închide pustia, va porni după voi și voi face ca Faraon și oastea lui să arate slava lui Dumnezeu. Și toți egiptenii vor ști cine este adevăratul Dumnezeu. Dar dacă nu mergeau pe drumul acela. Dragii mei, oamenii aceștia erau unde erau, pentru că erau în călătorii conduse de Dumnezeu, dar erau unde erau, dragii mei, și pentru că încă nu ajunseseră la destinație. Știți care era destinația lor? Care era destinația, frații mei? Cananul! Vă place cum descrie Dumnezeu Cananul? În ce termen descrie Dumnezeu destinația? o țară bună, întinsă, în care curge lapte și miere. Sună frumos, frații mei. Le-a descris-o Dumnezeu și când le-a descris-o Dumnezeu nu le-a spus un neadevăr, Dumnezeu le-a spus un adevăr. Când au venit iscoadele și au adus ciorchina aceea, au văzut Dumnezeu are dreptate. Dar, dragii mei, drumul înspre destinație nu este lapte și miere. Știți asta? Drumul înspre destinație este altceva decât destinația. Drumul înspre destinație înseamnă pustiu, înseamnă lupte, drumul înspre destinație înseamnă lipsuri. Care-i destinația noastră, frați și surori? Vă știți destinația? Sau nu vă știți? Destinația noastră este împărăția lui Dumnezeu. Știți cum descrie cartea asta împărăția lui Dumnezeu? E o țară unde noapte nu-i, unde moarte nu-i, unde suferință nu este, unde nu-s lacrimi, unde nu-s durere. Vă place destinația asta? Dar drumul spre destinația asta nu este tot una cu destinație. Nu înseamnă lipsa morții, nu înseamnă lipsa plânsului, nu înseamnă lipsa suferinței. Drumul spre această destinație este drumul crucii. Spune asta cartea lui Dumnezeu. Iați crucea și urmează-mă în fiecare zi. Deci, mei, oamenii ăștia care gestionează greșit lipsurile vieții sunt oameni care nu înțeleg de ce sunt unde sunt. În al doilea rând, oamenii aceștia nu-L mai văd pe Dumnezeu în lipsurile vieții. Omul în general s-ar putea, mai ales omul care are o relație cu Dumnezeu, s-ar putea să l vadă pe Dumnezeu atunci când Dumnezeu deschide mâna și dă. Dar când Dumnezeu ia? Îl mai vezi pe Dumnezeu? Eu v-a zis, și când a dat, era Dumnezeu acolo, și când a luat, era Dumnezeu acolo. Îl văd pe Dumnezeu și când curge, și îl văd pe Dumnezeu și când se închide robinetul. E Dumnezeu. Oamenii aceștia nu-L mai văd pe Dumnezeu în lipsuri și pun această întrebare, este Dumnezeu în mijlocul nostru sau nu este Dumnezeu între noi? Când pun această întrebare oamenii aceștia, dragii mei, pun la îndoială promisiunile lui Dumnezeu. Fratele Bine a spus ceva despre asta. Dumnezeu le-a promis ceva. Dumnezeu le-a promis că îi scoate și că îi duce. A promis Dumnezeu asta. Îi scot și îi duc. Vă scot și vă duc într-o țară în care curge lapte și miere. -mi Mai este Dumnezeu Dumnezeul care ține promisiunile sau nu ține promisiunile? I-a zis Dumnezeului Avram într-o într noapte, mi se pare. Când Avram a zis așa, Dumnezeule, ce vei? Dacă mor fără, fără, copii și Eleazar din Damas va fi moștenitorul meu. Și a zis Dumnezeu, nu, nu, moștenitorul tău va fi cel care va ieși din tine. Hai afară! Era stelele, stele și a zis, uite, poți să le numeri. Așa va fi sămânța ta. Și -o spune Sfânta Scriptură, Avram l-a crezut pe Dumnezeu și Dumnezeu i-a socotit lucrul acesta E prea mire. Slavă Domnului pentru un momentul acesta de credință. Ne, de, de, credință. Dar știți că a venit în viața lui Avram un moment al îndoielii. Știți? În capitolul 15 este relatată relatarea asta și în capitolul 17 este altă relatare. Zice Sfânta Scriptură acolo că a venit Dumnezeu la Avram și a zis așa, auzi Avrame, să nu mai chem pe Sarai, pe nevasta, pe nevasta ta Sarai, să nu mai chem Sarai, să-i spui Sara. Pentru că ea va fi mama multor noroade și chiar împărați de noroade vor ieși din ea. Și ce spune Scriptura mai departe? Avram a râs că zicea în inima lui mai poate un bărbat la 100 de ani să mai aibă un copil? Mai poate sara la 90 de ani să nască? Bine, Avram da. Tu ai crezut pe Dumnezeu când ți-a arătat stelele și acum arăți că au trecut ani și mai poate Dumnezeu? Sigur că poate Dumnezeu. Oamenii aceștia care gestionează greșit lipsurile pun la îndoială promisiunea. Dacă Dumnezeu ți-a spus că te scoate și te duce, Dumnezeu chiar te duce. Dumnezeu ne-a zis că ne scoate din moarte și ne duce la împărăția Lui. Și este această promisiune în Evanghelia după Matei, capitolul 28. Iată, eu sunt cu voi în toate zilele și până la sfârșitul viacurilor. Dar ați avut momente în care să fi zis în viață, Doamne, oare mai ești cu mine? Că mi s-a îmbolnăvit nevasta, că s-a îmbolnăvit copilul, că mi am murit nu știu cine, că mi-am pierdut. Mai ești Dumnezeule cu mine sau nu mai ești cu mine? Dragii mei, Oameni mari ai lui Dumnezeu, titani ai credinței, au purtat cu ei această credință că Dumnezeu își ține promisiunea și au avut și momente în care au zis, Dumnezeule, oare chiar o mai ții? Dumnezeu să ne mărească credința, de mei. Oamenii aceștia care nu-L nu, mai, nu văd pe Dumnezeu în lipsurile vieții sunt oameni care uh, Uite experiențele cu Dumnezeu. Știți că dacă se aflau la refidim, oamenii aceștia erau pentru că au avut experiențe extraordinare cu Dumnezeu. Știți asta? Că acolo în Egipt, pe când egiptenii se chinuiau, loviți de plăgile acelea, erau protejați. Când egiptenii își plângeau întâi născuții ei, erau, ei se pregăteau de sărbătoare. Știți asta? Când egiptenii se necau în Marea Roșie, ei treceau ca pe uscat. Sunt astea experiențe cu Dumnezeu. Ori Dumnezeul acelor experiențe de altă dată este Dumnezeul experiențelor de, din prezent. Dumnezeu nu s-a schimbat. Dar când uite, uiți experiențele cu Dumnezeu din trecut, îți pui întrebarea astăzi, mai e Dumnezeu pe aici să ne salveze? Zicea Iacov într-o zi familiei lui, când era într-o situație primejdioasă, oamenii aceia din Siem se ridicau împotriva lui. Dumnezeul care m-a izbăvit când fugeam de Esau, E Dumnezeul care mă poate izbăvi și astăzi. E același Dumnezeu. Vreau să mai spun un singur lucru, de Mei, și apoi să, să încheiem în al treilea rând. Oamenii aceștia care gestionează greșit lipsurile vieții sunt oameni care văd în ceilalți sursa problemei lor, în loc să vadă în ei soluția pentru problemele lor. Chiar dacă nu este o întrebare așa cum erau celelalte două întrebări, o întrebare explicită. Întrebarea pe care și-au pus oamenii aceștia era următoarea, din cauza cui cine de vină că suntem aici? Și un singur răspuns era la întrebarea asta. Moise de vină. Acum vreau să vă întreb, Moise era de vină? Moise era cauza pentru care erau aici? Sau Moise era soluția până la urmă? Că s-au dus la Moise să se certe cu el, să zică: Tu ne-ai scos, tu ești de vină că suntem aici. Dar, de fapt, Moise era soluția, știți de ce? Pentru că Moise știa unde să meargă cu problemele lor. Știți că atunci când ai probleme, te poți duce în foarte multe locuri. Te poți duce la mama și la tata. Nu zic să nu o faci. Du-te. Te poți duce la vecinul sau la vecina. Dacă vrei, du-te. Te poți duce la doctor. E un femeie în Biblie care are 12 ani și a cheltuit toată averea cu doctorii. Du-te la doctor! Trebuie să o faci! Dar sunt situații în viață, dragii mei, când te poți duce numai la Dumnezeu. Naman în Vechiul Testament a luat o scrisoare de la împăratul lui. Știți unde s-a dus cu nenorocirea lui? Era lepros. Știți unde s-a dus cu nenorocirea lui? A crezut că ce mare bravură face. S-a dus la împăratul lui Israel și a zis, uite, am venit să mă deci de lepră. Și să, a și-a sfârșit aia și de eu Dumnezeu să... Ai greșit adresa? Nu aici se vine cu o asemenea problemă. Și să li se auzi împărate, lasă-l să vină la mine și va, va cunoaște că în Israel este un Dumnezeu. Că la Dumnezeu, Moise s-a dus la Dumnezeu cu problema asta. Din cauza asta era el soluția, că știa unde să se ducă cu problema. Să se ducă la Dumnezeu. Și omul ăsta știa să asculte de Dumnezeu. I-a Dumnezeu, ia câ câțiva din bătrân cu tine, ia și toiagul pe care l-ai folosit atunci când ai despicat apele, ia-l cu tine. Și eu voi sta pe stânca Horeb înaintea ta și tu vei lovi stânca și va țârne apă și tot poporul ăsta se va sătura. Legii mei, sunt experiențe cu Dumnezeu, sunt soluții la problemele noastre pe care le are Dumnezeu, care lucrează numai când ascultăm de Dumnezeu. Noi tare mult am vrea să ne rezolve Dumnezeu problemele în termenii noștri. Dumnezeu lucrează în termenii Lui. Dumnezeu dă soluții când suntem dispuși să ascultăm de El. Și Moise era omul dispus să asculte de Dumnezeu. A făcut cum i-a zis Dumnezeu. Le-a zis Dumnezeu evreilor să înconjoare Ierihonul de șase, ori, șase zile odată în fiecare zi și de șapte ori a șaptea zi. Dacă n-ar fi făcut asta, frații mei, ar fi avut cu ei soluția asta miraculoasă să cucerească Ierihonul? Dacă Naman n-ar fi ascultat să meargă să se scalde de șapte ori, era gata să se întoarcă acasă și a zis, Ia, aveam eu ruri mai bune în, în țara mea, în Siria, să vin aici să mă scald în Iordan. Și a soldatul auzi, împărate, dacă ți-ar fi cerut un lucru greu, nu ai fi făcut, dar e simplu, scală de, de șapte ore. Ascultă și vei fi curat. Dragii mei, când a ascultat, s-a făcut curat omul ăsta. Ei, când oamenii aceștia au crezut că Moise e cauza problemei și nu au priceput că el e soluția de fapt, oamenii aceștia au gestionat greșit perioada aceea de lipsă. Mă rog lui Dumnezeu să ne binecuvinteze. Dragii mei, peste o lipsă sau peste altă lipsă, cu siguranță dăm în viață avem din belșug apă și avem din belșug hrană deocamdată. S-ar putea așa să se schimbe. Unii vă mai aduceți aminte cum stăteau la coadă de seară până dimineața pentru un litru de ulei. Nu ne mai duce capul că s-ar putea să fie din nou. Dar chiar să nu fie. Alte lipsuri putem să le avem. Cum gestionăm vremea lipsurilor din viața noastră? Frați și surori, să pricepem că suntem acolo pentru că Dumnezeu ne-a dus prin viață, poate acolo dacă nu e vorba de păcat sau de altceva. Să reușim să-L vedem pe Dumnezeu chiar și în vremea lipsurilor, că Dumnezeu este acolo, nu doar când este abundență. Să nu căutăm să vinovățim pe alții, să-i credem cauza problemelor, ci mai degrabă pe cei din jurul nostru, pe frații noștri, să vedem soluție, pentru că știu să meargă la Dumnezeu cu problemele acestea și în Dumnezeu există rezolvare. viți să fie numele Domnului. Amin. Vă acum să cântăm.